Satul Schiau, comuna Bascov, județul Argeș. Drumul e plin de oameni care muncesc fie la rețelele de gaze și electricitate, fie încearcă să refacă ce a distrus apa. Aici, viitura a avut 4 metri înălțime. Intrăm în curte la familia Cristescu. Dacă mai poate fi numită curte, această bucată de pământ acoperită de mâl, resturi de copaci și tot ce a adus apa de pe dealurile din jur. Odată într-o jumătate, n-a durat 40 de mii, a plouat, a venit vizitura și a săpat la colț, a venit tatăl meu, a săpat 2 metri jumate sub temelie, a săpat, și a căzut peste 4 metri, aici a venit, peste mai la 5 metri. Câți oameni ați rămas pe drumuri? Toată familia, da? O persoană. Vitura le-a luat totul în câteva minute. Câte animale v-au murit? Păsări? 50 de bucăți de pâine. Toate lucrurile au fost scoase afară sau duse prin vecini, de la haine până la mobilă. Ce ați dus? Am o mașină de spălat și lucruri, dar des, atâta, că mobilă e cu oameni în curte toată. Oamenii au ajuns la capătul puterilor. Aici așa, e infecție aici, eu nu pot să fac copii aici. Câte suflete ați rămas pe drumuri? 8! La gaze, puterie, bine la tot, s-a dus. Asta e mașina în care dorm, în două nopți. Unde vă vedeți peste câteva zile? Pe unde să mă văd? Tot... Alte parte unde să mă văd? Tot în mașină. Oamenii muncesc din greu să-și refacă gospodăria și să roagă să nu mai plouă ca să-și poată usca puținele lucruri ce le-au mai rămas.